Sincer, în momentul în care am venit la Direcția pentru Cultură și am văzut prima dată monumentul, am mers și l-am fotografiat, nu mi-am imaginat că peste 10 ani voi avea ocazia să semnez recepția. Deci, asta vroiam să vă spun. Țin minte, acum 10 ani, că am fost la Mănăstirea Tazlău și noi și am făcut reportaj acolo și când te duci acum, ai impresia că s-a șters cu buretele perioada aia. Da. Practic, haideți, dacă tot am vorbit de mine, ce s-a întâmplat la Mănăstirea Tazlău? Cum s-a ajuns aici și în ce au constat lucrările acolo? Mănăstirea Tazlău a avut privilegiul de a beneficia de cel mai mare buget din fonduri europene alocat. A fost cea mai mare investiție din județul Neamț. Bineînțeles că asta a fost șansa ansamblului de monumente istorice, altfel nu aș fi văzut eu cum puteau să fie restaurate toate obiectivele din interiorul ansamblului, pentru că a fost o restaurare complexă. Aici în proiect au intrat și biserica, și cele două turnuri, și casa domnească, și zidul de incintă. Practic toate monumentele individuale din cadrul ansamblului au fost restaurate. Bineînțeles, fără aceste fonduri, poate ar fi existat restaurări pe obiective, dar toate odată nu ar fi ajuns niciodată în starea. Da, dar știți ce mi se pare mie foarte important, doamna Rosanu? Faptul că au fost restaurate toate, dar ca un tot unitar. Am mai văzut eu restaurări, hai să facem, sună un telefon în direct. Nu, îl opresc. Deci, am mai văzut monumente restaurate și că am făcut cula cu tare, aici poarta, aici turnul și când te uitai la ele, ziceau că sunt din epoci diferite. Așa este, a fost o restaurare unitară. Și, practic, toate monumentele au căpătat același aspect, bineînțeles deosebit, și au căpătat și o funcțiune, mai ales când mă refer la Casa Domnească, unde va funcționa un muzeu. Deși comunitatea monahală, în propriu spus, este formată din doi slujitori, Părintele Stareț și Părintele Pavel, eu cred că vor reuși să facă față și turiștilor care vor vizita. Da. Aici am un pic de îndoiel, pentru că ei sunt doar doi acolo. Sunt doi. Au și partea de specifică unei mănăstiri, da, care le mănâncă din timp și nu prea cred că o să poată să facă față. Da, eu tot sper că odată cu această restaurare se va mări și această comunitate, vor veni mai mulți viețuitori acolo și cu această ocazie vor putea să facă față la toate provocările, pentru că ați spus despre această situație. Părintele Pavel, să știți că este un om bine pregătit și în domeniul patrimoniului cultural și a terminat liceul Hoga și a exact fost într-o trupă de teatru exact foarte bună. Exact. L-am avut în emisiune, da, pe da, vremuri când era, da, elev. Este un tip, da, citit, da, exact, citește, sigur, știe. Sigur, da, sigur, sigur. Face și restaurări de obiecte bisericești. Deci este, în primul rând, o enciclopedie și un om care face foarte multe, pe lângă munca fizică pe care o desfășoară mănăstire. Dar tot trag nădejde că Mănăstirea Tazlău va atrage și alte persoane care vor dori să locuiască acolo, în condițiile care sunt acum și care sunt bune, trebuie să recunoaștem.